Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Astăzi vreau să vă povestesc despre proiectul la care tot lucrez de luni bune. Este vorba despre un knowledge base sau mai bine zis o bibliotecă, am botezat eu biblioteca lui Dividende pe care am vrut să o crez de foarte mult timp. Aveam nevoie de un loc unde să strâng tot ce consider eu util și valoros atunci când vine vorba de investiții, un loc unde să am toate resursele pe care le-am identificat în ultimii 5 ani de când m-am apucat să investesc și să nu mai stau cu tot felul de bookmarks și lucruri salvate pe temiri unde, pentru că nu rare au fost momentele când unul din articolele sau unul din clipurile care mie mi-erau foarte utile era pur și simplu mutat sau eliminat și nu mai puteam să le găsesc, iar acest lucru mă deranja foarte tare, așadar am decis să nu mai las asta să se întâmple și să-mi salvez lucrurile astea undeva, să am un loc unde le găsesc pe toate la câteva clicuri distanță, așadar am creat această biblioteca lui Dividende. Aici nu veți găsi analize punctuale sau resurse ce nu rezistă testului timpului, ci veți găsi strict articole, analize, grafice, interviuri, gânduri, cursuri, clipuri, cărți și așa mai departe, ce ar fi fost utile și dacă erau citite acum 10-20 de ani, sunt utile și astăzi și au aplicabilitate și astăzi și vor fi utile și peste 10-20 de ani sau mai mult. Nu vor lipsi din această bibliotecă, bineînțeles, titani precum Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, Asva Damodaran, Howard Marks, Terry Smith, Joel Greenblatt, Seth Klarman, Chaka Cre, Michael Mabusin, Daniel Kahneman, Bill Ackman, Benjamin Graham și mulți, mulți alții. Din cunoștințele mele, nu știu să mai existe o asemenea resursă în clipa de față în România și sunt tare entuziasmat că am putut să o creez, dar haideți să vă arăt și despre ce este vorba. Practic, în această bibliotecă vom găsi mai multe categorii, foarte probabil să mai adaug și altele pe măsură ce trece timpul. Haideți să vă trec puțin prin fiecare. În acest articol legat de actualizări veți găsi ultimele resurse pe care eu le adaug, pentru că practic această bibliotecă va fi un organism viu ce va fi actualizat pe măsură ce trece timpul. Voi adăuga resurse pe măsură ce le găsesc și pe măsură ce mi se par mie utile. În zona de scrisori anuale ale investitorilor Veți găsi, spre exemplu, în clipa de față, absolut toate scrisorile lui Warren Buffett, tot ce mie mi s-a părut important dintr-o anumită scrisoare și voi mai adăuga și altele, de exemplu, de la Charlie Mungle, de la Terry Smith și mulți alții. În secțiunea de note și gânduri veți găsi mai degrabă memorile lui Howard Marks, dar și multe postări, de exemplu, de la da Modaran, de la Dividend Growth Investor și practic de la oameni ce mai degrabă au bloguri ale căror articole eu le găsesc utile, spre exemplu și Early Retirement Now, o să mai am și lin Alden și voi mai adăuga pe parcursul timpului și mulți alți autori. În zona de articole veți găsi punctual articole care mie mi s-au părut interesante și utile, la fel și în zona de tweets și de grafice. La clipuri YouTube cred că nu mai este nevoie să vă explic ce anume veți găsi. În zona de colecții veți găsi o Grămadă de articole, de exemplu tot ce a scris Warren Buffett, tot ce a scris Peter Lynch, tot ce a scris Benjamin Graham, tot ce a scris Charlie Munger și așa mai departe. În zona de cursuri avem momentan câteva cursuri legate de evaluarea companiilor de la Aswadda Modaran, dar și de la Michael Mavusin. Avem și câteva notițe de la profesorul Bruce Greenwald și note de cursare lui Joel Greenblatt interviuri, dar și câteva recenzii. Nu sunt neapărat rezumate pentru că acestea le puteți obține cu ușurință de pe Google sau folosind ChatGPT. Nu vreau să pun așa ceva aici. Mai degrabă vreau să vă ofer opinia mea legată de anumite cărți, dacă merită citite sau nu și pentru cine ar fi utile. Am și o mare, mare listă aici o listă unde am strâns câteva cărți, v-am lăsat și linkurile unde le puteți găsi în mod gratuit online dacă aceste linkuri există și pe măsură ce le fac recenzia, evident, vor dispărea din această listă și vor apărea în partea cealaltă. Dar în momentul de față așa arată biblioteca, un loc unde am strâns absolut tot ceea ce mie mi s-a părut util, iar cea mai bună parte este că împărtășesc toate aceste lucruri, toate aceste resurse cu voi, în mod gratuit, dar în anumite condiții. Prietena mea deja mi-a spus că sunt nebun că fac asta, mulți alții ar împacheta tot ce am strâns aici în cursuri, le-ar vinde pe sute și mii de euro și o grămadă deja fac asta, însă eu nu vreau să o iau pe calea aceea. Eu vreau să vă ofer valoare incontestabilă și, pentru a mulțumi celor ce au ales să plătească și să-mi susțină munca și miile de ore de cercetare, vreau să vă ofer acces în modul următor permanent celor care s-au abonat permanent la baza mea de date și timp de o lună celor care s-au abonat anual. Practic de fiecare dată când vă abonați anual, veți primi acces timp de o lună și la bibliotecă. După cum v-am zis, este un organism viu, o voi actualiza constant, voi adăuga mereu resurse pe care le consider utile. Este un proiect în care am pus foarte mult timp, dar mai ales suflet și sper să vă fie de folos cel puțin la fel de mult cum îmi este mie. Cei care sunt deja abonați permanent sau anual vor primi acces cel mai probabil astăzi sau mâine pe măsură ce le creez userul și aștept feedback-ul vostru Sper să vă fie o resursă foarte, foarte utilă și vă mulțumesc tare mult și mă înclin pentru faptul că îmi susțineți munca și pentru faptul că mă urmăriți. Rămâneți cu bine, ne auzim data viitoare!